Cea de-a treia ediție a evenimentului Ziua Porumbului s-a desfășurat astăzi în județul Iași, pe o platformă din satul Băureni, comuna Balș, județul Iași. Asociația cultivatorilor de cereale și plante tehnice din acest județ spune că, da, producția din acest an la porumb este foarte mică. Fermierii precizează că situația este fără precedent, iar pierderile la cultura de porumb sunt foarte mari. Un an agricol foarte greu, de peste 40 de ani n-am mai întâlnit să avem secetă atât la culturile de toamnă, cât și la culturile de primăvară. Suntem pregătiți ca de săptămâna viitoare să facem plățile la despăgubirile pe secetă pentru culturile înființate în toamna anului trecut. La culturile de primăvară, după cum bine știți, s-au făcut evaluările pagubelor pentru fermierii care au depus notificări la consiliile locale. Vom vedea în funcție de resursele bugetare dacă vom putea să despăgubim și pentru culturile de primăvară, însă știm cu toții că agricultura României este meteo-dependentă și credem noi că singura soluție pe care trebuie să mergem este să reabilităm infrastructura de irigații, iar acolo unde nu sunt irigații să facem sisteme de irigații locale. Ziua porumbului înseamnă să păstrăm o tradiție, să încercăm să creștem această tradiție în zona Moldovei, în mod deosebit, pentru că aici evenimentul este abia la a treia ediție și chiar în condițiile acestui an extrem de greu pentru fermierii noștri să aducem publicului și celor care sunt interesați de domeniul agricol și care ar trebui să fie interesați de domeniul agricol, care sunt provocările fermierilor. În urma inventarelor pe care le-am făcut noi la fermieri, peste 60% din suprafața cultivată cu porumb din zonele afectate de secetă în județul nostru nu pot fi recoltate. Nu se poate introduce combina deoarece nu este justificată cheltuiala și atunci fie că am chemat locuitorii din zonă să recolteze ce se poate recolta, fie că, pur și simplu, am dat voie fermelor zootehnice să intre cu animalele în câmp.